Bună ziua! Sunt Magda Colgiu David și la ediția de astăzi a emisiunii Întrebările Cotidianului am un invitat pentru care pregătisem un alt intro. Un invitat care este cunoscut în toată România și care probabil se aștepta la un alt rezultat al turului întâi. Bună ziua, domnul George Simion. Vă rog. Bună ziua, mă bucur să fiu în studioul cotidianul. Mă bucur, chiar dacă eu nu am intrat în turul 2, Că opțiunea noastră patriotică suveranistă este reflectată și avem cu cine vota în turul 2. Așa că imediat după ce am văzut rezultatele care n-au fost viciate, n-au fost trucate, n-au fost manipulate mai mult decât la alte alegeri, eu mi-am manifestat susținerea pentru candidatul Călin Georgescu și recomand tuturor celor 1.300.000 de votanți lui mai mei în primul tur, să voteze în turul 2 cu domnul Călin Georgescu. Nu pun nicio condiție pentru acest lucru, nu cer vreo funcție, nu am purtat nicio negociere. Eu consider că este mai bine pentru România ca un suveranist să fie președinte și uh, voi face campanie pentru ca doamna Lasconi să nu ocupe această funcție, nu pentru că este femeie cum greșit a afirmat uh, ea, ci pentru că este o persoană în opinia noastră necalificată care va face mai mult rău din postura de președinte decât Înțeles. bine. Dacă se dovedește cumva că domnul Georgescu a aranjat ceva, a rezolvat cu TikTok, sunt 10 milioane de variante și de teorii și nu știu ce, îl susțineți în continuare? Depinde ce înseamnă aranjat. Am auzit până mi s-a făcut rău, hrebenciuc, 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 că ar fi aranjat cel supranumit Guzganu Rozaliu alegerile să intru eu în turul 2, că aveam vreo înțelegere cu PSD-ul. Eu am picat nevinovat, am fost nevinovat, se dovedește acum că nu exista niciun blat, dar am avut de suferit din cauza aceasta. Sunt multe acuzații care se aduc domnului Călin Georgescu. Pe măsură ce apar fel de fel de manipulări, am văzut cu extraterestri, cu Cezariana, cu faptul că e prorus, cu faptul că vrea să ne scoată din Uniunea Europeană și din NATO, lucruri care se dovedesc a fi neadevărate, pe măsură ce ele apar și pe măsură ce manipularea unor posturi de televiziune devine din ce în ce mai uh, uh, intensă. Eu sunt convins că îl voi susține în continuare pe Călin Georgescu. Ce poate Ce declarație? apărea este bă, o încălcare a legislației exact. electorale. Domnul Călin Georgescu spune că nu există o încălcare a legislației Asta am electorale. Interes. Până la proba contrarie, Exact, până se aduc probe. Eu am fost făcut agent rus. Da, nu s-a dovedit. dovedit, ba din contră premierul ucrainean a dat o hârtie care a motivat deciziile interdicției mele da, 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 da. motivele interdicției mele erau legate de lupta pentru drepturile celor 500 de mii de români care trăiesc în Ucraina, în trei regiuni separate, în Transcarpatia, în Cernăuți și în Odessa. nici până acum Biserica Ortodoxă Română nu este recunoscută în Ucraina, de da. exemplu și nu poate funcționa asta voi face până la sfârșitul zilelor mele, asta am făcut din liceu, din facultate, și pentru mine a fost o imensă jignire că am fost catalogat agent rus, spion, ca și avea treabă cu Rusia, țară pe care n-am vizitat-o niciodată. Nu vorbesc limba rusă. Nu vorbesc, nu știu caracterele chirilice, nu știu cuvinte în limba rusă. Și n-am avut tangență. eu, de am luptat acolo, contra propagandei ruse, la Chișinău pentru că pentru un vorbitor de limbă rusă nu, nu, nu. v-ar face nu, nu. deloc asigurat. Sigur, chiar sigur okay. că da, dar am avut contracandidați care au fost la Moscova, care s-au întâlnit cu consilier de la Kremlin. Și eram acuzat eu, cel mai tânăr dintre candidați, cel care a atacat, atacat non-stop că tot se lipește ceva. Asta este forma prin care funcționează Dacă propaganda. Dacă vi se propune să fiți premier, dacă vă propune domnul Calin Georgescu, devine președinte, vă propune să deveniți premier. Nu mă lupt pentru vreo funcție sau Asta altă. știu, Dumnezeu înțeles. le aranjează. Dacă Partidul Aur are o propunere foarte bună de premier, în persoana lui Marius Dorin Lulea, șef de promoție la construcții, 10.000 de lucrări în domeniul lui făcute în toată România, antreprenor de succes, tată a 5 copii. Noi ne susținem această această propunere, dar nu vom vedea care este optica. Important este ca domnul Călin Georgescu să câștige aceste alegeri, să fie niște alegeri corecte, neviciate, nici de Curtea Constituțională, nici de Ați văzut că a auto... cerut renumărarea voturilor acum. Da, Curtea Constituțională a cerut renumărarea voturilor. Sunt curios pe ce își fundamentează acest demers. Sunt curios dacă autoritatea electorală permanentă ar fi avut un tur doi cu domnul Ciolacu și doamna Lasconi dacă, se dacă făcea... mai avea interpelări speciale la procuratură, la poliție. Înțeleg că nu va da CCR-ul din sursele pe care le avem o sentință până luni până când alegerile parlamentare vor da un Asta câștigător. E informație. Aveți dumneavoastră o sursă bună? Da, nu va veni o sentință din partea ccr nici azi, nici mâine. Și ne putem gândi dacă în România mai trăim într-o democrație. Atunci ar fi o problemă. Campania electorală pentru turul 2 trebuie să înceapă după ce să dă acest rezultat. Exact. Adică s-ar micșora campania electorală pentru turul 2. Va fi interzi interdicție nu știu de când CCR-ul, care este format până la urmă nu din judecători, nu din juriști, uh -huh. ci din propuneri ale partidelor politice. Da, dar până una alta asta e legea, e decid. Asta este legea, dar în momentul în care nu ai probe și te pronunți asupra candidaturii unuia sau altuia, în momentul în care anulezi niște alegeri nefundamentat, începem să semănăm cumva cu Belarusul lui Lukashenko, nu cu o țară care aparține de lumea liberă. Până acum PSD-ul nu și-a exprimat nicio susținere evrotactică sau? Prin persoana președintelui demisionar Marcel Ciolacu, care a rămas totuși în funcție, PSD-ul a spus că vrea să facă o guvernare cu PNL-ul și cu usr atunci este destul de ușor de intuit cu cine ar vota conducerea PSD-ului. Pentru că mă îndoiesc că baza Partidului Social Democrat o să pună ștampila pe doamna Lasconi. Dar ei au încălcat logica electorală, doctrinară, odată intrând la guvernare cu PNL-ul, puși a de, PNL? domnul, de domnul Helvig și de domnul Iohannis. Domnul Helvig, a directorul SRI, care a revenit în politică. Da. Acum, pentru că se pare că nu o să le ajungă voturile PSD-ului și PNL-ului și eventualul DMR-ului să guverneze împreună, mai au un partid clasic în căruță și urcă și USRU ul în această căruță. Nu știu, știu, probabil se va se răsturna ta... undeva, pe la Caracal sau în altă parte, această căruță. Dar să știți că la Caracal s-au răsturnat ploștine. Am înțeles. înțeles Spuneți-mi, vă rog. Pe Dan da, 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 da. Care sunt. La un moment dat l-am avut pe domnul Călin Georgescu invitat aici la noi și a zis, s-a declarat ușor nemulțumit de colaborarea pe care ați avut-o. Au fost niște chestiuni legate de. Uh, Apartenența partinică a domnului Georgescu, toată lumea era 2022, în ianuarie, era propunerea mea de președinte de onoare către colegii mei, uh -huh. și au sărit televiziunile într-un stil aproape identic cu ce fac acum, pe dumnealui. Uh -huh. Pe niște afirmații pe care le-a făcut legate de istoria noastră recentă, de perioada interbelică. Și dumnealui a fost foarte elegant la momentul respectiv. A apărut discuții în cadrul partidului și a zis domnul Simion: Eu mă retrag, nu vreau să fac parte din lumea asta politică partinică, mm. din un partid. Drept, dovadă a candidat independent. Vă zic sincer că nu-i dădeam nici eu Nimeni vreo nu șansă și ca mulți oameni din spațiu public. Dumnealui chiar mi-a zis: Voi fi viitorul președinte al României. Mi-a zis: Anul trecut am avut o. Întrevedere, voi fi viitorul președinte al României. Nu l-am crezut. Și totuși a demonstrat că a fost candidatul mai bun. Acum, sigur că eu pot să fiu dezamăgit și sigur că pot să fiu supărat, dar fair play este să recunoști. A fost cineva mai bun. Vă pare rău că ne-ați abordat tactica lui? Eu sunt alt profil de om public și de lider Acum. decât domnul Călin Georgescu. Poporul român a vorbit și poporul român a ales și a ales un lider suveranist de profilul domnului Călin Georgescu. Un om cu experiență în instituțiile internaționale, un om care cunoaște șase limbi străine, un profesor universitar, un om care vorbește deschis despre pace, despre încheierea războiului și în termeni mai drastici, mai duri, despre unele realități în Bine, așa au mai fost candidați și care la fel pregătiți, profesioniști, dar n-au avut această expunere pe TikTok. TikTok-ul ăsta s-a dovedit a fi n-au avut priză în cadrul uh, românilor. Nu, Călin Georgescu a fost susținut de români, nu l-a avantajat. Cu ce l-ar fi avantajat uh, pe Cristian Terheș sau pe Cristian Diaconescu, TikTok-ul, dacă ei nu transmiteau mesajul corect care să facă românii să îi voteze și ei au fost pe TikTok. Cu toți am fost pe TikTok. Dar eu am primit 1.300.000 de voturi, domnul Călin Georgescu a primit 2.100.000 de, da, da, da. de voturi. Înseamnă că a fost mai bun. Punct. Și atunci, este normal din partea mea. Să îl susțin, repet, necondiționat, dar să trag niște semnale de alarmă cu privire la linșajul mediatic la care este supus și sper să nu fie vorba de un linșaj instituțional. Poliția să-și facă datoria, serviciile secrete să-și facă datoria, procuratura să-și facă datoria, judecătorii să judece corect. Ați citit, probabil și dumneavoastră, în ultimele zile, sunt tot felul de declarații scoase din context sau nu ale domnului? Călin Georgescu. Este un program de guvernare, un plan și un proiect de țară pe care dumnealui îl are, hrană, apă, energie, pe care ne-l-am asumat și noi din decembrie. A zis 2020, că n-ați fost foarte serioși. În chestiunea din 2022. Da. Și uh, acel proiect este un proiect viabil pentru România. Mai departe, opinii personale. Și eu pot să am 100 de opinii personale. Nu nu știu, vine altcineva să le comenteze. S-ar putea să Românii, România au ales, românii au votat. Nu, s-ar putea să îi se întoarcă să fie așa cumva să-l doboare unele dintre aceste declarații? Nu sunt analist politic, nu știu. Nu, 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 vorbim de faptul că, de exemplu, vorbea de apă, care nu e doar H2, o e altceva. Apropo de apă. Eu nu cred că asta a spus. Fiecare poate să aibă Propria. Știu, dar acum ies la Ivală. La... Apar frânturi din declarații. Cred că dumnealui a afirmat despre, uh, despre apă că face rău apei încastrarea în, în un pet de plastic. Și am auzit și de la oameni de știință această. Nu am această nu sunt teorie. nici pro, nici împotrivă. Datoria mea este doar să prezint niște puncte de vedere. Eu doar întrebam. Dar în momentul în care le prezentăm. Distorsionat, uh -huh. și spunem că e mai, ceva mai mult de, decât o formulă chimică, cu dorința de a poate ridiculiza. Și dacă n-am înțeles o frază corect, e foarte ușor. Asta s-a întâmplat cu mine, de exemplu. Eu, ca figură publică. Timp de patru ani am fost atacat, 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 fiecare declarație mi-a fost răstălmăcită să pe toate Și de poate la... de aceea că am fost în vizorul public și atacat și lovit, cum de exemplu doamna Lasconi nu a fost timp de patru ani Poate m-a costat Sunt convins că acea discuție dintre domnul Becali și domnul Hrebenciuc m-a costat Nu m-a ajutat cu nimic Discutau Doamne. două persoane private da, expunerea acelei discuții în spațiu public, ca și cum eu aș fi sortaș la umblat, m-a costat. Așa că vor încerca să lovească în domnul Georgescu în următoarele 9 Se zile. Se acum o tabără împotriva lui Spreț. Păi este evident că sistemul mai mulți decât actual, mai mulți, da. în sensul de establishment, este foarte deranjat de un potențial președinte precum domnul Călin Georgescu. Ce să facem? Asta este și dorința. Una Ieșiți din... în stradă dacă se anulează rezultatul alegerilor. O să facem tot ce este democratic posibil. Eu mi-am anunțat în caz că uh, se anulează rezultatul alegerilor. Mi-am anunțat susținerea pentru domnul Călin Georgescu. Nu voi mai candida, ci îl voi susține Știți necondiționat. Să nu, prea aveți voie, nu mai candidați. Vrând nevrând, va trebui să candidați din nou. Pentru că legea spune că trebuie să participe la vot toți cei care au fost pe liste. Ce faceți atunci? Și-a va... făcut nu și domnul cuciucă. Orban o să fac recomandări publice pentru vot pentru o să fi... o să -i domnul -i Georgescu. Să nu, pentru... nu vă votați! Pentru domnul Georgescu, nu pentru doamna Vasconic. Îmi înțeles. Există niște informații... Nu. Niște discuții în spațiu public legate de faptul că sunt oameni puternici care știau tot ce s-a întâmplat. Cine este domnul Adrian Tis? Nu cred că știa domnul Tis ce se întâmpla. I-a spus domnului Dragomir, de câte am văzut declarațiile cu vreo 3 ore, 4 ore înainte, când și noi aveam informații în, în ziua votului. Domnul Tis, din câte știu eu, îl susținea pe domnul Joană și a, a fost consultant sau voia să fie în echipa de campanie a domnului, a domnului Joană. Domnul Tis este fostul șef de cabinet sau Consiliera lui Sorin Oprescu Și consultant politic A vrut să ne ofere și nouă consultanță Ei, politic. De Vă întreb că știu că ați avut niște discuții da. Mai mult sau mai puțin Am avut întâlniri cu domnul Tis Împreună cu domnul Georgescu Care a fost cea mai mare greșeală A domnului Călin Georgescu în turul ăsta? De ce i s-a urcat acum toată lumea în cap? Ok, se dă un regim Asta e clar I s-a urcat în cap toată lumea Nu pentru că a făcut o greșeală ci pentru că a câștigat locul 1. Poate dacă nu câștiga locul 1, dacă făcea ca domnul Tercheș să locul domnul Tercheș. Domnul și a făcut acea Contestat. contestație la Curtea Constituțională și dacă domnul Călin Georgescu ocupa locul 1, nu mai avea nimeni nimic cu el. A ocupat locul 1 și sigur că reprezintă o problemă pentru sistem. De exemplu, oameni precum domnul Florian Coldea, vor și trag sforile pentru ca doamna Lasconi să fie nouă președinte, ca Florian Coldea să revină la Butoane și să coordoneze și să reînvie acel stat paralel care a nenorocit mulți români, antreprenori, oameni publici. Spuneți, știți dumneavoastră, sigur că în spatele doamnei Lasconi este Aveți toate certitudine sau ceva. Toate informațiile pe care le am arată acest lucru. Domnul Florian Coldea s bazat pe niște candidați și la final, inclusiv prietenii lui din PNL, prietenii domnului Coldea, au dat voturi către doamna Lasconi da, ca... Ca, a... ca doamna Lasconi să intre în turul 2 și consideră ei că este facil un tur 2 contra lui Călin Georgescu. Eu am sondaje care îl plasează pe domnul Călin Georgescu la 65% din votul românilor și dacă nu intervin chestiuni precum Curtea Constituțională și alte abuzuri din partea instituțiilor, acesta este și pronosticul meu. Acum asta cu sondajele, ați văzut și dumneavoastră că au dat o îmbară rău și urât. Nu și imagina nu, nimeni nu l-a visat. Noi nu suntem de meserie, dar e sociologi, cei care pun întrebări pe stradă sau cum se face acest sondaj. N-a fost niciun semn. Ca și, ca și în cazul lui Donald Trump, a existat o spirală a tăcerii și creșterea a fost accentuată în ultimele 10 zile ale campaniei. Noi îl vedeam pe rețelele de socializare ca un contracandidat redutabil, noi fiind un partid care s-a născut din rețelelor sigur. De, sigur, de socializare. Sigur, sigur. Poate ăsta a fost motivul pentru care vinerea de dinainte alegerilor s-a cerut scoaterea de pe. Poate. Din Autoritățile statului român sunt datoare cu niște explicații. Să spună suficient de clar care a fost greșeala. Că nu s-a trecut un cont, cod de mandatar pe respectivele materiale. Dacă a, aceasta a fost greșeala, mie nu mi se pare un motiv de excludere. Oamenii asta tot... Păi cum e treaba cu CMF-ul? Ce e CMF-ul? Care e treaba? Domnul Georgescu a venit la mine și mi-a zis... Întrebați cum e finanțat, mi-a zis... Din cutia, din banul văduvei. Am întrebat ce înseamnă banul văduvei și mi-a zis, așa, un soi de colectă, nu știți ce e banul văduvei. Care e procedura? Cu ce a greșit? Că poate aici a fost problema. Procedura legală privind finanțarea campaniilor publice este destul de clară. În momentul în care ai bani proprii sau donații contribuții, îi declar și arăți pe ce ai cheltuit respectivii bani. Domnul Georgescu nu a primit bani în perioada de campanie strict în cele 30 de zile și din acest motiv nu și-a pus codul de mandatar financiar, acel CMF pe care îl vedeam pe postările unora, pentru că respectivele postări, dacă aveau CMF, erau sponsorizate. Adică foloseau bani din respectiva campanie. Este o formă de contorizare a cheltuielilor care se fac din banii de campanie. Înțeles. Da. Cum stați, dumneavoastră? Partidul aur? Nu știu să vă spun asta. exact. Noi am avut cheltuieli de niște milioane de lei, nu știu o sumă exactă per total. Până acum a dat ceva, e pe 17 milioane sau ceva de genul jos. Putem calcula, pentru că am reținut, n-am reținut cifra, dar am reținut costul per vot. La domnul Ciolacu era undeva la 50 de lei. Ah, serios? Asta de calcul? E public, da. Asta uh -huh. am reținut. Uh -huh. Adică 50 de lei la domnul Ciucă, 39 de lei. La doamna la n-am reținut, între 10 și 20 de lei undeva. La mine 3 lei. Deci 3 lei înmulțit cu 1.300.000 de votanți, undeva la 4 milioane de lei, probabil. Uh, să discut acum de interzicerea TikTok-ului. Ar fi asta o variantă pentru... Este o formă abuzivă de a pune pumnul în gura poporului român. Nu e vina tiktok -ul. La fel de bine, acolo stau cei mai mulți români, sunt activi. Așa, teoretic, după statistici, Facebook are mai mulți utilizatori, dar nu mai, dar sunt, deja, atât de, exact. nu mai sunt așa de mult activi. O să se mută lumea de pe TikTok pe Facebook sau pe, altă, pe Instagram sau pe altă rețea de socializare și tot vor vorbi românii. Ce e de vină TikTok-ul? Repet, și ceilalți candidați au fost acolo și eu am fost acolo și chiar stau cel mai bine ca și cifre. Vă așteptați la ceva astăzi? E la ora asta ce se e în plină desfășurare. Ce ar putea Te să... poți de la regimul Iohannis aștepta la orice ca să se mențină la putere. Să se agațe cu disperare de putere dar din punct de vedere legal nu cred că există dovezi. Dacă există dovezi, să le spună clar, să le prezinte publicului să nu lase loc de dubii. Altfel, pare cumva o încercare a acestor partide care vor suferi o înfrângere serioasă la alegerile de duminică, unde aur candidează și ne luptăm pentru primul loc, pentru că regula este ca partidul care se află pe primul loc să dea și premier. Sunt niște alegeri capitale pe de din... asta este important ca aur să fie în fața partidelor PSD, PNL, USR. Cu ei suntem în competiție. Suntem singurul partid suveranist cu reprezentare parlamentară și europarlamentară și sperăm că vom obține locul întâi la alegerile de duminică. Dacă nu se întâmple asta, cineva din conducere, nu zic dumneavoastră, nici domnul Târziu, își dă demisia cineva? Sau ce veți face? Că acolo s-au decapitat. S-au decapitat pentru că aveau niște așteptări mai mari. Pentru noi orice rezultat mai mare decât rezultatul din decembrie 2020 este un rezultat bun. Ne luptăm cu niște coloși care au toate pârghile administrative. Am fost într-o opoziție din aceasta în care au încercat toți să ne rupă. Nu ne-au rupt, am rezistat. Sunt mândru de colegii mei. În mândru de munca lor, nu să vedeți la noi cereri de demisii și pumnale pe la spate. Noi suntem născuți și crescuți într-un duh al unității, într-un duh al iubirii, de neam, de țară, de aproape și vom continua acest proiect. Bine, asta poate să și că îi țineți foarte bine din frâu. Suntem bine organizați, având în vedere că noi nu dispunem de resursele oponenților noștri. De ce se implica domnul Traian Băsescu în toată această... Se implică toți. Au reînviat toate fantomele. Domnul Traian Băsescu, domnul Crin Antonescu, domnul Victor Ponta. Mai rămâne Ion Iliescu să spună votați-o pe Leana. Sau să se bucure că a trăit și a supraviețuit și la dispariția PSD-ului. Că ar fi logic și ar fi o variantă să se întâmple și asta. Cumva în ultimele zile sunteți pe același... Sau aveți același punct de vedere cu usr -ul. Și USR-ul este la fel ca dumneavoastră. Sunt oameni care vor să rămână agățați de putere, nici ei nu vor anularea alegerilor. E o ciudată... Ei nu, ei, ei nu, ei nu vor -a să... să a... -un punct ciudat. Dumneavoastră era, era evident că la un moment dat o să dispară partidele care au distrus România și o să rămână doi vectori. Uh -huh. Noi, pe de-o parte, pe zona conservatoare, pe zona patriotică și USR-ul pe zona progresistă, pe zona globalistă. Din punctul ăsta de vedere, da, dar acolo se oprește orice asemănare. Da, da. Sunteți, e ciudat asta, spun că e un pic ciudat. Noi nu vrem să cooperăm cu PSD-ul și cu PNL-ul. Repet, cu cine am ați fost face? cu partide noi, cu partide tinere. Sperăm ca valul acesta care l-a dus pe domnul Călin Georgescu pe primul loc să aducă în viitorul Parlament și independenți și partide nou create care n-au mai fost la guvernare. Cu oricine care n-a mai fost la guvernare, dorim să ne găsim într-o viitoare coaliție. Am înțeles. Spuneți-mi, spuneți le lor, telespectatorilor noștri, votați. Nou. Avem pentru duminică o formulă cu oameni pregătiți. De la Florin Popovici, fostul președinte al Camerei de Conturi, la Timiș, la doamna Dorina Barcari, special, specialistă în pensii La domnul Petrișor Peiu La Valer Covaci, polițist demis din, din rândul Poliției Române pentru că a fost corect La Tiberiu Boșutar, luptător pentru pădurile României Consultați listele electorale, mergeți la vot Avem o șansă unică prin prisma rezultatelor de duminică, să ocupăm primul loc și să asanăm cumva scena politică românească, să o curățim prin votul românilor democratic. Haideți să rămânem la democrație, haideți să rămânem la apărarea libertății și să nu ne mai trezim închiși în case de guvernanții și de parlamentarii care au decis asta în perioada 2020-2021. Aduceți-vă aminte ce au făcut atunci, o încercare de a confisca libertățile fundamentale ale omului. Mergeți la vot pentru viitorul vostru, duminică, acum, de Ziua Națională. Au încercat să terfelească inclusiv acest simbol al Zilei Naționale să sperăm că de ziua națională va fi un semn al redeșteptării. Deșteptării române vorba aceea. Dacă A, mai avem aici da. cele 200 de măsuri din programul de guvernare pe fiecare capitol, aș vrea să ajungă programaur.ro, acolo este site-ul unde toate aceste măsuri se regăsesc. Vă dăruiesc și dumneavoastră Vă mulțumim. o copie tipărită. Mulțumim frumos! Dacă vor obține sau nu medalia de aur, adică locul întâi, vedem la alegeri. Mulțumim, la revedere!